Hei, salutare! Bine te-am găsit de data aceasta la noul meu vlog în care vreau să-ți povestesc despre prima mea călătorie și de unde am început eu drumul către vindecarea mea emoțională. Fii pe fază, a început în 2021, undeva tot în februarie, în jurul lui 20, ca să zic așa, undeva pe vremea aceasta. Și am plecat la Constanța, acolo a fost prima mea călătorie, o călătorie pe care am decis-o în doar 3 secunde. Rămâi în vlog și o să afli totul, cum s-a întâmplat, de unde a pornit și ce m-a făcut să iau această decizie spontană. Am deschis laptopul și am verificat mersul trenurilor. Aveam la dispoziție o oră jumate ca să ajung la gară și să prind următorul tren. Deci 10 minute la dispoziție ca să-mi fac ghiozdanul și să ies din casă, iar restul timpului să ajung la gară și să-mi cumpăr biletele. Ei bine, ce m-a făcut să decid așa spontan și să ies valvârtej din casă, din București către Constanța, să mă decid să plec în 3 secunde, a fost faptul că am simțit mult tumult emoțional, am simțit gol interior și am simțit efectiv că ard pe interior și că nu pot să stau în casă, că nu pot să-mi găsesc liniște. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că trebuie să fac ceva pentru mine și pentru dezvoltarea mea. Trebuie să găsesc lucruri mult mai funcționale de făcut și am început să-mi fac un inventar. Oare este benefic pe aceste stări să rămân în continuare în casă? Probabil că nu. Este benefic să caut stimulare socială? Poate că da, poate că nu. Am vreo prietenă disponibilă în acest moment cu care să pot să ies? Nu, nu am. Atunci eu ce pot să fac? Mi-am făcut repede din nou autoanaliză în cap și mi-am dat seama că ceea ce trebuie să fac în următoarea perioadă este, în primul rând, să pot să-mi lărgesc cercul de prietene, să știu că am persoane la care eu pot să apelez și către care să mă duc, să ies din casă. De asemenea, să știu că pot să fac lucruri autonom, încât să-mi calmez eu propriul tumult emoțional, să-mi dezvolt mai multe laturi ale personalității mele, să am o zonă mai largă de interese, încât să știu că în momentul în care poate intru în anumite stări, pe de-o parte, îmi găsesc niște activități funcționale către care să mă duc, fără să depind de alte persoane. Dau un exemplu, prietena mea era la mult mai mare depărtare față de mine, se mutase din zona din apropiere de unde stăteam, plus că era cu familia și nu ar fi avut timp și disponibilitate. Problema nu este că ea nu avea timp și disponibilitate, ci problema era a mea că nu aveam un cerc mult mai larg de prieteni, încât să știu că dacă ea, o singură prietenă, nu poate să iasă cu mine, mai am încă 2, 3, 4 la care eu pot să apelez și către care să merg, încât să nu rămân însingurată. De asemenea, știm și știam că teoria spune asta, însă nu aplicasem practic, știam că acolo, de aici începe călătoria mea, că am nevoie să dezvolt cât mai multe interese, să dezvolt autonomie, încât să știu că eu nu depind de ceilalți și că, evident, noi suntem creatorii vieții noastre și știm că avem puterea de a face orice, oricând. Atunci, la mine a fost o dorință să ajung în Constanța iarna. O să povestesc despre această dorință și în următoarele clipuri, dorință pe care mi-am îndeplinit-o. Mi-am închis laptopul și m-am pregătit de plecare. Aveam ghiozdanul destul de la îndemână și mi-am luat o carte de lectură. Mi-am luat cu mine căștile ca să ascult muzică, o sticlă cu suc și încărcătorul ca să știu că îl am în caz că mi se descarcă telefonul. De asemenea, mai era cineva în peisaj, l-am pupat și pe Toulouse, ca să pot să plec. Mi-am luat doar strictul necesar și în drum mai m-am oprit să-mi cumpăr un baton proteic ca să am ceva mai sănătos de ronțăit pe tren. O decizie în 3 secunde pentru care m-am felicitat. Ei bine, toată povestea aceasta se întâmpla în februarie 2021, când eu am plecat la mare, iarna, așa cum mi-am dorit. De ce spun acest lucru? În toată căsnicia mea știu că îmi doream foarte mult ca eu să ajung iarna la mare. La mine marea este locul meu preferat, cu siguranță, și îmi doream să o văd iarna, însă niciodată nu s-a putut acest lucru. Ba, dimpotrivă, fostul meu soț râdea de câte ori spuneam că vreau la mare și cred că îmi spunea că numai nebunii ar putea să-și dorească să meargă marea
să meargă iarna la mare. Am luat-o ca atare, n-am făcut această excursie nici autonom, dacă nu a vrut să mergem împreună, nu am mers împreună. Însă am găsit în acel moment, în 2021, când eu eram singură, eram divorțată, deja de aproape jumătate de an, mai bine de jumătate de an, că vreau să fac acest lucru și mi-am adus aminte de locul meu preferat, marea, locul în care mă regăsesc. A fost o decizie pentru care m-am bucurat foarte tare. Și de asemenea, una dintre provocările mele era tot la fel pe autonomie, cum să mă descurc când ajung în gară și cum îmi iau bilete și dacă mă descurc. Efectiv, sincer, vă spun că m-am simțit ca ultima tâmpită care nu știe să se așeze la caserie și să ceară un bilet. Mi-a fost o teamă teribilă că nu mă descurc, mi-era o teamă de ridicol că dacă nu știu ce să întreb și ce o să se întâmple. Însă, la acel nivel, așa eram în acel moment. Mi-am depășit aceste frici și mi-am spus în gând că dacă eu nu iau aceste decizii pe care să le fac din iubire de sine pentru mine, să încep să mă dezvolt, niciodată nimeni nu va veni să mă scoată din colivie, din bucătăria mea. Am și ales să filmez acest videoblog în bucătărie. Bucătăria este locul preferat al meu din toată casa. Este locul în care cred că am luat de fiecare dată cele mai importante și frumoase decizii din viața mea, așa că m-am gândit să dedic acestei încăperi, ca să zic așa, locul ei cuvenit pentru acest videoblog, mai ales că a merge la Constanța a fost prima mea excursie, prima mea călătorie și locul de unde eu am început vindecarea mea emoțională, încă o dată în februarie 2021, pe care nu pot să-l uit niciodată. Mi se pare că a fost ziua binecuvântată a vieții mele, care m-a adus și m-a ajutat pas cu pas să ajung într-un cu totul alt nivel. Cea mai frumoasă! Hai să mai explic încă ceva. Faptul că mă simțeam singură și că ard pe interior și că viața mea este un dezastru nu se referă la suferința legată de fostul meu soț, ci mai degrabă, dacă ne uităm, e o schemă pe care eu am încă din trecutul meu, o schemă, o rană de abandon, care s-a activat odată ce eu am fost ieșită dintr-o relație. Ba mai mult, plecarea mea la Constanța și activarea rănii de abandon nu era legată de fostul meu soț, ci de un fost iubit cu care intrasem în relație și de care mă despărțisem și din nou am simțit abandonul pe din plin. De asemenea, am observat că această rană de abandon m-a însoțit în decursul vieții mele, încât și în momentul în care am fost într-o relație stabilă, în căsnicia mea, ulterior și în următoarea relație, am pus sub semnul întrebării întreaga relație de fiecare dată și aveam impresia că abandonul oricum mă paște la fiecare pas și în fiecare moment. Practic, eu aveam nevoie să vindec această rană de abandon, întorcându-mă către copilul meu interior rănit, abandonat, uitat, însingurat, adică către trecut, către relația pe care eu am avut-o, sau mai bine spus, nu am avut-o cu tata. Tocmai de aceea nu era vorba despre el sau care el, ci era vorba despre mine și cum reușesc eu să-mi calmez tot tumultul acesta. Singura poză care mi-a rămas. Și mai este despre încă ceva. La mine mai degrabă suferința, să zicem așa, a fost în relație, în timpul căsniciei, lucru care ulterior, după ce am divorțat, pentru mine a fost un sentiment mai degrabă de eliberare și să știu că pot să pun lupa pe mine, pe ceea ce pot să fac eu și să mă dezvolt, să lucrez în continuare la mine, la rănile mele din trecut și la conceptul meu de sine. Nu s-a mai pus problema să simt vreo suferință, vreun regret sau vreo altceva sau vreo altă emoție legată de fostul meu partener. De ce? Pentru că oricum și această trecere către divorț, către separarea noastră, a fost, să zic, luată sau lucrată înainte într-un proces psihoterapeutic. Astfel, practic, separarea, divorțul au venit natural. Culmea, așa cum scrie și în cărți, că o relație se încheie într-un mod
natural în momentul în care ea a ajuns la un final, iar tu lucrezi la pașii tăi de vindecare, când tu lucrezi la vindecarea ta, când tu ești parte dintr-un proces terapeutic, începi să-ți îmbunătățești conceptul de sine și îți dai seama ce e benefic pentru tine. Ce scrie și în caracteristicile unei femei care și-a depășit tiparul toxic, că ea se întreabă dacă partenerul de lângă ea este potrivit, dacă îi îndeplinește nevoile, dacă poate să o ducă la următorul nivel și cum poate să crească, să evolueze relația lor. Ei bine, în cazul căsniciei mele am simțit că nu mai este bărbatul lângă care eu mă regăsesc și care ar putea să mă ducă la următorul nivel, că el ar putea să se îmbunătățească la rândul lui și că sunt premise bune ca noi să dezvoltăm relația și atunci am preferat să ne separăm drumurile. La fel cum același lucru a fost de a lucra la conceptul meu de sine și am dat seama că nu am identificat partenerul potrivit pentru mine și când am ieșit din relația care mi-a activat schema de abandon în momentul în care eu am plecat în Constanța. Concept la care eu țin, nu există partener toxic, nu există relație toxică, ci de fapt toxicitatea, să o numim așa, de fapt disfuncționalitatea, traumele, sunt în noi. Trebuie să privim tot către noi, din ce noi ne schimbăm conceptul de sine, vom rezona cu părți sănătoase din ale persoanelor, ale partenerilor noștri, ale oamenilor pe care noi îi întâlnim. Deci ce înseamnă că ceea ce am făcut și eu m-am întors din nou către mine, către rănile mele din trecut și am lucrat la ele să le ameliorez pentru a putea atrage în prezent situații mult mai adaptate și mult mai sănătoase. Ceea ce vă doresc și vouă. Spre final o să împărtășesc cu tine capitolul din carte pe care l-am scris aproape imediat după ce m-am întors din călătoria mea din Constanța și l-am cuprins în această carte, dragă Sofia, cartea mea de suflet pe care ți-o recomand și ție cu drag. Bună, sunt Sofia și am realizat abia acum că sunt codependentă. Am trăit într-o familie în care a fost practicat alcoolismul și era o rușine să se vorbească despre asta. S-a negat această problemă care afectează nu doar persoana în cauză, ci tot climatul familial. Ca toți codependenții și eu am stimă de sine extrem de scăzută și îmi trăiesc viața prin lupa celorlalți. Constant mă interesează ce zic ceilalți și cum să fac să nu îi supăr. Mă strădui să fac totul perfect încât să fiu apreciată și să mă vadă și pe mine ca fiind valoroasă. Deși oricât m-a strădui, niciodată nu e de ajuns și niciodată nu e suficient de bine. Abia acum înțeleg că eu trebuie să-mi dau voie să fiu imperfectă, că prin ochii mei pot fi o persoană capabilă și e nevoie să interiorizez eu ceea ce fac și cum mă simt, nu să-mi dicteze validarea lor. Sunt Sofia și odată ce am intrat în relația cu Cosmin, mi s-a activat mâncatul compulsiv. Mâncam haotic, mâncam orice, mă izolasem și nu făceam mișcare. Aveam perioade de diete restrictive sau de înfometare. Asta m-a făcut să am perioade în care arătam foarte bine și perioade în care mă îngrășeam. Niciodată nu m-am îngrășat excesiv. Aveam perioade în care eram corpulentă, dar mi-a plăcut mereu să mă aranjez pentru că arătam feminină și senzuală. Ba chiar aș putea spune că exagerez uneori cu aranjatul și arăt seductivă. Acesta fiind un comportament imatur afectiv specific codependenților. Mă sperie intimitatea în adevăratul sens al cuvântului și realizez că eu nu am avut autenticitate și intimitate cu Cosmin. Nu mi-am dat voie, dar nici nu m-am simțit în siguranță cu Cosmin. Pe de-o parte, poate ține de neîncrederea mea puternică pe care o am față de oameni, dar și ceva din el m-a făcut să nu îmi dau voie să fiu vulnerabilă. Însă a fost alegerea mea să stau în relație și acum, la final, îmi asum responsabilitatea propriilor decizii pe parcursul acestei călătorii. Sunt Sofia. Și ca orice codependent, am obsesie pentru verificare și control și controlez prin tiparul meu de salvator, deoarece vreau să-i ajut pe toți, vreau să mă fac utilă. Pare ciudat, nu? Că vrei să-i faci bine cuiva, dar de fapt îi faci un rău atât lui cât și ție. Sunt Sofia
și înțeleg că odată ce am ieșit din această relație, nimic nu mă va mai întoarce înapoi, însă sunt conștientă că greul încă continuă. Știu că am acest tipar bolnăvicios de a dezvolta dependență relațională. Cum știu că muncesc de 8 luni să dezvolt un stil de viață sănătos. Am introdus sportul în viața mea și alimentația sănătoasă. S-au diminuat compulsiile alimentare și mi-am recăpătat vitalitatea și energia, nu doar forma fizică. Însă știu că oricând pot aluneca și că necesită răbdare, blândețe și grijă ca eu să mă reîntorc mereu la obiectivele mele și stilul de viață sănătos. Realizez că nu m-am iubit și nu am controlat și nu am contat pentru mine. Realizez câte lucruri frumoase am început să fac pentru mine. Cum mi-am regăsit grupul de prietene și cât de bine este să ai încredere în tine și în oameni. Totuși, deseori pic în gânduri și realizez cât de mult nu am știut să mă prețuiesc, nu am știut să mă iubesc și cât război am făcut cu mine. Știu că doar învățând să mă accept, mă pot schimba și pot avea o viață fericită și pot menține satisfacția și fericirea în viața mea. Am înțeles că trebuie să-mi cultiv eu latura spirituală, să meditez, să dezvolt hobby-uri, să învăț, să cer ajutor și să fiu autonom. Vezi tu? Eu sunt și am fost mereu independentă. Problema mea este și a fost că duc independența la extremă. Că fug și nu stau pe loc, că trăiesc viața pe pilot automat, încât nu îmi dau voie să simt și să mă pierd în detalii pe repede înainte ca să nu conștientizez ce mi se întâmplă, să nu apară vreo emoție. Pare că le duc bine din exterior. Lumea mă apreciază, mă validează și par un fel de Wonder Woman, așa cum spuneam la început. Chiar și așa nu e ușor să porți rochia de zâna cea bună pentru că zânele nu există și nu mai suntem copii să credem în bazme. Partea bună însă este că ne-am despărțit. Sunt în sfârșit singură, liberă. Mă simt eliberată și împăcată cu deciziile luate. A fost o perioadă grea. Nu contează ceea ce s-a întâmplat pe zile, dar îmi dau voie să simt toată vinovăția, tristețea, singurătatea. Să-mi dau voie să nu mai neg emoțiile. Nu este relevant a fi detaliat ce replici ne-am dat și nici câte alte certuri au fost. Este vorba doar despre mine și ce am simțit eu. Despre puterea pe care mi-am redobândit-o și resursele pe care le-am accesat. Despre lecțiile învățate și direcțiile de dezvoltare pe care știu că urmează să le parcurg. Nu este vorba despre el, ci despre demonii mei interiori, despre temerile mele, despre cele mai mari frici care au zăcut acolo în adâncuri. Este vorba despre neputința mea și despre ce nevoi mi-au fost mie îndeplinite în această relație. O relație simbiotică, o relație care a fost toxică pentru amândoi și amândoi aveam nevoie să ieșim din ea, să ne eliberăm și să creștem emoțional pe drumuri diferite. Cred că această despărțire a scos cea mai bună variantă din noi și ne-a făcut să ne întoarcem către noi. Dar nu generalizez. Nu este vorba despre el, ci despre cum eu m-am întors către mine, cum am împăcat eu cu mine, cu rănile mele din trecut și cum am făcut schimbări din dragoste pentru mine, din respect și autenticitate. E prima dată când am putut privi cu curaj în adâncul sufletului meu și am înfruntat durerea, pierderea, dezamăgirea. E prima dată când am ales să nu mă mai simt vinovată. Tocmai de aceea, acest traseu vreau să-l împărtășesc cu tine, o altă Sofia. La fel ca și mine, cu o poveste de viață similară. Pentru că povestea asta se multiplică în viețile multor femei și partea mai puțin plăcută este că multe nu conștientizează și rămân acolo, prinse. Este vorba despre o schemă puternică de abuz și neîncredere provenită încă din copilărie, o schemă cu care te poți lupta și singură nu poți ieși. Ba chiar nu o poți vedea și fără ajutor exterior nu ai putea fi conștientă că ceea ce trăiești este abuziv, este nociv, este toxic. Știi de ce? Pentru că tu, micuța mea Sofia, nu ai avut experiențe sănătoase
și ai crezut că ceea ce ai primit în copilărie este normalitatea ta. Ai crezut că este normal să se țipe la tine. Ai crezut că este normal să fii jignită. Ai crezut că este normal să fii lovită. Ai asistat la certurile părinților tăi și ai crezut că este normal ca mama ta să fie lovită. Sau, poate, ți s-a părut în neregulă, dar inconștient ți s-a transmis că tu trebuie să te supui. Trebuie să joci după regulile celui puternic, să fii submisivă și să faci totul perfect. S-au negat toate disfuncționalitățile. Poate consumul lor de alcool, de droguri, adicția de jocuri de noroc, indisponibilitatea parentală, adicția de muncă și fuga lor de realitate ascunsă în spatele jocurilor. Sofia, perfecțiunea te-a scutit de cele mai multe ori să fii abuzată la rândul tău sau așa ai redus critica sau agresiunile fizice. Pentru că mereu făceai totul ca la carte. Atunci, toți te știau cu minte și erai demnă de respect. Așa ai învățat și în viața de adult să faci totul perfect, dar și să le faci pe plac celorlalți, de fapt, să te subjugi lor. Pentru că de câte ori faci mai mult pentru ei și mai puțin pentru tine, sunt alți pași în care tu te distanțezi de tine și ești doar pentru ei. Începi să vezi lumea prin lupa intereselor lor și să te vezi valoroasă doar prin ochii lor, prin feedback-urile lor, laudele și aprecierile lor. Pare că nu ai un simț al măsurii. Pare că te epuizezi făcând absolut totul pentru meritul și recunoștința lor. Știi ce am realizat acum când m-am detașat de tot? Câtă putere interioară am. Și după cum am simțit, după ce am simțit acea putere, m-am speriat. M-am speriat de mine, de puterea mea interioară. Mi-am reamintit acel spirit vizionar, a apărut acea voce interioară care provine de la persoane dragi din copilăria mea, mesaje frumos inoculate cu respect și dăruire față de mine. Mi-am amintit că în tot haosul cineva m-a iubit. M-a iubit atât de mult și cu atâta respect și dăruire, încât a pus tot ce a avut mai frumos în suflet undeva în mintea mea. A uitat de toate grijile și problemele pe care le avea în propria viață și s-a luat cu mine și educația mea. A implantat cel mai frumos mindset pe care îl poate avea o femeie. A pus valori, principii și lecții de viață. Uitasem de ele ani la rând pentru că întotdeauna am fost inspirată cu delicatețe și blândețe, fără a-mi impune sau... Și mi-au fost presărate toate acele idei, precum sclipirile de diamant. Acum când m-am detașat de tot și m-am pus în contact cu mine, diamantele au fost șterse de praf și firav. La început timid, au început să licăre. Apoi au prins putere. Din ce se aprindeau și străluceau mai mult, cu atât mai mult m-am speriat. Nu înțelegeam de unde vin în mintea mea acele standarde, acele misiuni pe care le aveam dedus și îndeplinit și cum să îmi setez corect obiectivele încât să devină acel plan perfect. Mi-am amintit că întotdeauna mi se spunea să analizez totul la rece și să mă detașez de cei din jur. Restul este doar zgomot de fundal. Tu, Sofia, ia-ți propriile decizii și fii atentă la semne. Învață să citești oamenii din jurul tău și să vezi prin ei dincolo de cuvinte. În față se poate să-ți râdă mult și nu știi de ce și nu știi ce se întâmplă în spatele tău. Dar dacă ești atentă la detalii, nimeni nu te poate păcăli. Îți pot transmite semnale de alarmă prin non-verbalul lor, prin grimasele lor și prin alte modalități. Dă-le timp oamenilor să îi cunoști și stai în preajma lor mai multă vreme până o să afli cu cine ai de-a face, dacă oamenii cu care îți petreci vremea sunt oameni pe care te poți baza sau sunt doar simpli trecători. Dacă ei pot să-ți ofere autenticitatea pe care tu și tu vrei să o oferi, dacă sunt demni să le oferi încredere. Oamenii te vor răni. E în cursul vieții să existe tot felul de oameni. Însă tu vei ști cum să ieși din relațiile nepotrivite la timpul potrivit. Vei ști exact ce să zici și cum să acționezi atunci când simți că ești atacată. Nu te lăsa niciodată călcată în picioare, nu te lăsa umilită. Ai o demnitate, ai niște valori, ești frumoasă și ai educație.
Păstrează-ți coloana vertebrală și abordează oamenii din jurul tău cu demnitate, pentru că ceea ce oferi, aceea primești înapoi. Îi respecti pe cei din jur, ei te vor respecta la rândul lor. Îi umilești și îi ataci, vor încerca să te ataci. Tu știi că ai putere și nu ești oricare femeie. Ai multe abilități care te fac specială. Și nu te lăuda, pentru că e o coroană greu de dus, cea de a fi specială. Deseori se poate încurca pentru că deseori te poate încurca, pentru că lumea nu e obișnuită cu oameni care să se diferențieze. Unii te vor invidia, alții te vor urâ. O parte te vor admira și realitatea este că doar puțini te vor cunoaște cu adevărat și vor putea să se conecteze cu tine, autentică, strălucitoare, puternică. Însă toți oamenii în viață se cern precum o sită și vei rămâne cu acei puțini oameni, dar doar cei care te merită. Ripostează ori de câte ori simți că cineva vrea să te calce în picioare, dar nu face război doar de dragul războiului. Ai maestria cuvintelor încât să poți face bine sau să poți face rău. Alege întotdeauna binele. Alege acele cuvinte care știi că pot ajuta un om și pot să-l motiveze și să-l scoată din impas. Alege forma elegantă și cuvintele potrivite atunci când vrei să îți recâștigi demnitatea și verticalitatea dacă cineva vrea să-ți facă rău. Nu face victime inutile, chiar dacă ai puterea să faci asta. Dozează-ți cuvintele, tonul, atitudinea și emoțiile încât să arăți curaj, hotărâre, determinare, caracter, disciplină, eleganță. Antrenează-te în așa fel încât furia să o transformi în calm și calmul în echilibru. Și asta vei reuși doar după ce te detașezi de zgomotul de fundal. Asta înseamnă să simți energia oamenilor, vibrația lor interioară, să scanezi cu ochiul minții toate detaliile, să faci ce te-am învățat, să fii atentă la semne și să vezi dincolo de aparențe. Toate se întâmplă în fracțiuni de secundă și focusul tău pe toată analiza asta te va face să-ți cadă pragurile furiei, deoarece energia ta este pe acțiune, pe acțiunea în sine. Ce spui, ce transmiți, cum transmiți, ce înseamnă vorbele tale și ce efect produc. Sunt puține persoane care posedă arta cuvintelor. Cuvintele sunt armele tale cele mai de preț. Cuvintele pot fi medicament, dar se pot transforma în gloanțele tale. Uneori e mai rău să omori pe cineva emoțional din interior decât dacă ar fi o moarte fizică. A trăi gol în interior, deprivat și fără suflet, este ca și cum ai fi acel mort viu, o umbră și un monstru al naturii. Nu lăsa pe nimeni să-ți ia sufletul, dar ai grijă la furia ta și la vorbele tale încât să nu iei sufletul cuiva. Nu uita ce te-am învățat mai sus, alege întotdeauna doar binele. Când ești atentă la semne și începi să vezi dincolo de aparențe, începi să realizezi că acele cuvinte dure care vin către tine de la oameni rău intenționați care vor să-ți trimită gloanțele tale, nu am nicio putere asupra ta, pentru că tu te detașezi și detașarea este scutul tău de apărare. Nu e detașare emoțională sub formă de blocaj. Vreau să o privești ca și cum ai activa ochiul minții, cel al intuiției și ai pus limitele corecte, estimând corect toate datele problemei. Așa realizezi că mulți vorbesc din goliciunea lor interioară, din durerea lor, din traumele lor și vorbele acelea nu au legătură cu tine. Sunt doar niște proiecții pe care le pun asupra ta. Alege întotdeauna să-ți depășești condiția și să îți pui noi planuri, noi obiective. Dedică-te în tot ceea ce faci și dăruiește-te activităților pe care le desfășori. Pune suflet în tot ceea ce faci, fie că uzi florile din grădină, că faci ceva de mâncare, că scrii la un proiect sau vorbești cu o prietenă. Fii serioasă, conștiincioasă, disciplinată și consecventă în tot ceea ce faci. Analizează toate drumurile posibile, încearcă, explorează, dar focusul tău trebuie să fie canalizat pe un singur drum. Drumul principal, acel big dream al tău. Nu trebuie să știi în fiecare secundă care este țelul tău, care sunt obiectivele și pe ce anume să ai
Tu trebuie să știi în fiecare secundă care este țelul tău, care sunt obiectivele tale și pe ce anume ai focusul. Odihnește-te, oprește-te pentru puțin și bucură-te de peisaj, dar nu te întoarce din drum și nu te abate mai mult decât este cazul. Nu abandona și nu te întoarce din drum dacă dai de greu, ci continuă să îți urmezi calea în viață. Să ții de principiile și valorile tale și caută soluții, resurse, încât să ajungi unde îți dorești. Nu există vis neîndeplinit, nu există vis prea mare, nu există greutăți sau obstacole pe care să nu le poți depăși. Toate în viață au rezolvare. Doar să-ți dai timp să le vezi așa. Să îți iei o bucată de hârtie și un pix și să începi să le vezi, să le scrii sau să le mâzgălești acolo în stilul tău, conturând proiectul vieții tale. Întreabă-te, aici ce trebuie să fac? Acolo am făcut bine? Dincolo ce aș mai putea face? E ceva ce nu am luat în calcul? E ceva ce am greșit? Ce pot îmbunătăți? Ce pot să fac să fie mai bine și mai frumos? Cui pot să cer ajutor? Cât pot să mă bazez pe mine înainte să cer ajutor? Ține cont de Dumnezeu, de etică, de moralitate și oricât ți-ar fi de greu, pune toată greutatea în mâinile Lui, pentru că asta îți va aduce eliberare. Fii o femeie independentă și caută să ai totul în mâinile tale. Nu înseamnă să-ți pierzi feminitatea și nici să acționezi ca un bărbat. Aici mă refer să ai tu propriul tău sistem de funcționare și să nu aștepți niciodată nimic de la nimeni. Adică nu deveni o victimă și nu căuta salvarea într-un bărbat sau într-o relație. Tu poți să ai un job al tău și să ai resurse financiare din care să te întreții singură, tu pe tine, și dacă ai copii să îi poți întreține și pe ei, cu atât mai mult dacă ai copii și ești mamă singură. Nu deveni dependentă de ajutorul oferit de partenerul tău sau de tatăl copiilor și fă-ți acel job și obține acele câștiguri proprii pe care să le știi că le ai tu și oricând poți să funcționezi fără să depinzi de ceilalți. Fă-ți tu propriile activități și propria viață și ocupă-ți timpul cu sens și cu scop. În paginile următoare voi dedica toate uneltele necesare ție, o altă Sofia, la fel ca și mine. Vreau să-ți iei putere și curaj și să mergi înainte pentru a putea lua cele mai bune decizii prin care să-ți recapeți strălucire. Acesta a fost videoblogul de astăzi. Ceea ce v-am citit se găsește și în carte, dragă Sofia. Până atunci, la un nou videoblog, îți doresc cât mai multă inspirație, cât mai mult optimism. Sper să iei de la mine puțin entuziasm, puțin curaj și să ne vedem în să te văd și pe tine în călătoria vieții tale, la fel cum am făcut și eu. Rămâi alături de mine și urmărește-mă și în alte călătorii ale vieții mele. Pentru acest lucru te invit să-mi dai un like dacă ți-a plăcut acest vlog. Vreau să-i dai un share, să-l împărtășești și cu oameni la care crezi că ar putea să ajungă, la alte prietene ale tale. Și de asemenea nu uita să dai subscribe canalului de YouTube, un like pe pagina de Facebook și de Instagram, ca să mă urmărești, să fii în contact cu alte videobloguri și resurse psihoeducative din partea mea. Te pupăcesc până atunci și ne revedem!